și auzim din ce în ce mai mult de exerciții cardiovasculare, de exerciții cardio care să creeze un tonus cardiac cât mai bun. În spatele acestui cuvânt, tonus cardiac, tonus vagal, se ascundă activitatea electrică a corpului. Există o carte care se numește Corpul Electric. Această carte, Corpul Electric, scrisă de Robert Becker, descrie cu lup de amănunte cât de important este activitatea electrică, cât de importantă este în noi și cine anume condiționează această activitate electrică. Deci când noi vorbim de tonus vagal, noi vorbim de capacitatea electrică a nervilor, în special a nervului vag. Când noi avem un tonus vagal scăzut, coborât, atunci toate lucrurile merg cu încetinitorul, e ca o afacere care abia se mișcă. Când noi avem un tonus vagal ridicat, atunci lucrurile intră în formă optimă. Totul se optimizează. Am putea să spunem că tonusul vagal condiționează într-un mod indirect homeostazia corpului. Dacă noi vorbim de homeostazie, noi vorbim de acel proces prin care toate părțile corpului reprezintă fiecare individual interesele întregului. Fiecare părticică din întreg reprezintă interesele întregului. Și această homeostazie înseamnă o comunicare centralizată, optimizată. Când tonusul vagal scade, homeostazia scade și apar foarte multe bisericuțe în corpul nostru. E ca și cum nu mai există această ierarhizare biologică și fiecare organ vrea să fie el șeful. Și atunci începe haosul și atunci începem să avem probleme. Și noi mergem la doctor, mergem la spital, mergem la policlinică, ei încearcă să bage diverse medicamente, diverse injecții. Medicina este foarte bună ca să-și câștige timp, dar nu poate să rezolve lucrurile. Dar este excelent ca să câștigi timp. Dacă câștigi timp și aduci resurse în corp, atunci corpul poate să se autovindece singur.